Vehiculul perfect nu există, dar chestia asta este minunată. Ce vezi aici lângă mine este un scooter sau un geamantan? Este o Honda, Moto Compacto se numește. Are doar 20 de kilograme, prinde viteza maximă legală pentru așa ceva, doar 25 de kilometri, deși poate merge un pic mai repede, și poți să faci 20 de kilometri cu ea. Ok, dar care e faza? De ce arată așa ciudat? Pentru că se transformă într-un geamantan. Toată chestia asta se transformă într-un geamantan. Un geamantan de numai 20 de kilograme, ceea ce mă pune pe gânduri, pentru că teoretic ai putea să pui scooterul la cală, să te duci cu avionul. Nu este gândit neapărat pentru stradă, dar acest motocompacto este o soluție de ultimul kilometru, ultima milă până la destinație. Pentru că încape fără probleme în orice fel de mașină și poate fi luat de colo-colo. Ghidonul se întoarce, se bagă înăuntru, la fel. Șaua se întoarce, se bagă înăuntru. Roata se pliază în interior, la fel, suportul de picioare, și dintr-o dată devine extrem de compactă și super plată.